Câinii fără stăpân au fost și vor rămâne o problemă nerezolvată pentru municipiul Giurgiu. Deși toată lumea se plânge de faptul că sunt deranjați de prezența câinilor pe străzi, nimeni nu vrea să facă nimic. Așa zis și iubitor de animale, Alex își exprime dragostea pentru maidanezi doar în prezența hingherilor și nu după ce animalele sunt luate și închise în adăpostul special amenajat. Numărul celor care aleg să adopte un câine aflat într-o astfel de situație scade de la o lună la alta. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, peste 300 de câini au avut norocul să-și găsească un stăpân, nu același lucru s-a întâmplat și în acest an. În 2015, puțin peste 100 de câini au ajuns să cunoască dragostea unui stăpân. Merg foarte prost comparativ cu anul trecut. Până în prezent avem doar 114 adopții. Anul trecut, la momentul ăsta, aveam peste 300. Merg foarte, foarte, foarte greu. Dar care ar fi motivul? Nu pot să spun care ar fi motivul, dar consider că legislația îi obligă pe deținătorii de animale la o responsabilizare mult mai mare și cred că ăsta e principalul motiv, dar nu vreau să spun cu siguranță. Reprezentanții Asociației Germane, care le oferă sprijinul angajaților serviciului în vederea oferirii unor condiții optime de viață patrupedelor, au adoptat astăzi 16 câini. Adăpostul special amenajat găzduiește în prezent 630 de patrupede în condițiile în care capacitatea maximă este de 500 de locuri. Pentru depășirea capacității adăpostului, primăria a fost sancționată de către Direcția Sanitar-Veterinară cu 2000 de lei. Giurgiuvenii interesați să adopte un animal și să-i ofere o viață nouă o pot face de luni până vineri între orele 10-14. După ce se prezintă cu un act de identitate și completează un formular de adopție, oricine poate deveni stăpânul unui câine vaccinat și sterilizat.